Centrul de transfuzie sanguină Ploiești anunță înlăturarea restricțiilor impuse la începutul anului în ceea ce privește donatorii noi de sânge. Dacă în lunile precedente la Ploiești au venit atât de mulți oameni să doneze sânge încât a fost nevoie să se introducă unele reguli care permiteau doar donatorilor din ultimii 5 ani să participe, această măsură a fost înlăturată din cauza numărului tot mai redus de persoane dispuse să doneze sânge. Este o perioadă când numărul donatorilor care se prezintă în fiecare zi la Centrul de transfuzie sanguină Ploiești este în scădere. Este și normal pentru că este frumos afară, este cald, se apropie vacanța, toată lumea se gândește să plece în concediu, își planifică excursii, își planifică tratamente. Dacă la începutul anului am avut o perioadă în care, datorită afluxului foarte mare de donatori, am impus restricții pe numărul de donatori, pe categoria de donatori, donatori fidelizați sau donatori inițiali, am impus restricții și pe anumite grupe de sânge. Astăzi suntem în situația când putem să invităm pe toți donatorii care doresc să ajute o persoană necunoscută ce are nevoie de sânge să doneze sânge la centrul de transfuzie. Accesul se face de la ora 7:30 până la ora 12:30, când oamenii sunt invitați să poftească la noi să doneze după ce au servit micul dejun și fiind foarte bine odihniți, niciodată după schimbul 3. Aproximativ unul din 10 pacienți internați în special în secțiile de chirurgie, hematologie, oncologie, ginecologie, obstetrică, traumatologie, ortopedie au nevoie de o transfuzie. Pentru a încuraja donarea, donatorii primesc tichete în valoare de 280 de lei. Centrul de transfuzie sanguină Ploiești îndeamnă pe toți cei eligibili să participe și să ajute la salvarea de vieți prin donarea de sânge.